Aș vrea să vă povestesc puțin, foarte puțin, despre direcțiile în care se dezvoltă limbajul Java, mai ales în ultimii ani, la ultimele versiuni. După cum ai spus și tu în foarte frumoasă introducere, am avut de-a lungul anilor ocazia să fiu mentor pentru colegi aflați mai la început de carieră și în ultima vreme să fiu mentor OneSum în cadrul cursului de introducere în programare Java. Și consensul lumea Java pentru începători pare să fie ăsta. Da, ca să ajungem să scriem cel mai simplu program Java, să afișăm un text, să ne scriem primul Hello World, vin năvală peste noi foarte multe concepte pe care trebuie să le înțelegem și să le parcurgem ca să putem să scriem primul rând de cod. Trebuie să știm ce e public, ce e class, ce e static void main și string args, totul ca să scriem un string în consolă. Și în momentul ăsta, un începător în Java, poate nu, dar un programator începător, e posibil să întoarcă spatele limbajului și să se ducă la vecinul JavaScript, care e mult mai abordabil pentru începători. Și mai rău, chiar dacă trec peste pasul ăsta și reușesc să-mi scriu primul Hello World, foarte curând o să ajung să am cod de genul ăsta pe care trebuie să-l citesc, să-l mențin, să-l adaptez. Și ce pot să văd aici? Am declarat o structură de date de tip map, da? Dicționar, cu perechi cheie valoare, cu care conțin un tip de date cu un nume foarte lung. În rândul următor vreau să și parcurg datele alea, să iterez peste ele bucată cu bucată și ce sunt nevoit să fac, după cum vedeți acolo marcat cu roșu, să scriu încă o dată tipul cel lung de date pe care îl conține structura mea de date. Și ce soluții propune totuși Java? Deja din Java 17 avem un nou feature, cuvântul cheie var, care există de mult timp în alte limbaje. Bun, în Java are puțin altă semnificație, dar ideea e că dacă în momentul în care vreau să declar o variabilă, eu pot să inferez, pot să știu cu destul de mare certitudine care e tipul acela de date, nu trebuie să îl repet, să scriu iară tot numele lung de tip de date. Dacă e foarte clar, în cazul meu, am un for în care parcurg element cu element toate perechile cheie valoare din dicționar. E clar că toate perechile alea vor avea același tip de date ca și containerul, ca și dicționarul care conține toate perechile. Și atunci, folosind cuvântul ăsta cheie var, codul meu devine automat mai concis, mai ușor de citit, mai ușor de înțeles pentru un nou developer care vine să lucreze aici. Eu deja am ajuns să folosesc foarte des feature-ul ăsta, mi se pare foarte util. O altă chestie, cred că ăsta e un segment de cod foarte familiar programatorilor Java, dar la școală, la facultate, la cursuri, noi învățăm programare orientată pe obiecte, la lucru facem programare orientată pe date. Trebuie să salvăm date, să manipulăm date, să edităm date, să ștergem date. Și foarte des ajungem să avem structuri de genul ăsta, clase mai mici sau mai mari, care au atribute de diverse feluri, un constructor mai mare prin care primesc toate datele astea, da, nume, adresă de client, e-mail, telefon, discount și așa mai departe, și foarte multe metode care expun informațiile astea, atributele astea ale unui customer. E destul de înțeles pentru un programator cu puțină experiență ce se întâmplă aici, după cum ziceam, vedem destul de des tipul ăsta de cod, dar totuși, în Java 17 avem un nou feature și anume Records, care semantic reprezintă același lucru, e tot un tip de date customer, doar că scrierea e mult mai concisă, am doar un apel similar cu cel de constructor, în care îmi scriu toate atributele pe care doresc să le aibă tipul meu de date. În schimb, ce mă oferă în plus foarte util și valuable față de implementarea precedentă cu clasă e că atributele mele sunt
din start final, nu sunt imutabile. Deci am o mai mare siguranță că nu vine cineva să-mi schimbe mie datele din interior. Și după cum puteți vedea, codul e mult mai concis, am ajuns de la o pagină de cod la un rând de cod. Și totuși, ce facem cu problema începătorului în Java? Avem noile feature-uri de tip preview în ultima versiune de Java, Java 21, și anume Instance Main Method, în care putem să simplificăm declararea metodei main, a punctul de start a programului nostru Java. Puteți vedea că am renunțat la public static și string și args, am doar void main, în interiorul căruia pot să scriu primul meu program. Și mai mult, avem și unnamed classes, care îmi permit, tot un feature preview, să scriu doar metoda main într-un fișier, fără să mai trebuiască să o înconjor în public class main sau public class application sau ce mai fi, care automat oferă o introducere mult mai moale și mai rapidă pentru un începător. Dacă vreți să vă jucați cu preview feature-urile astea, trebuie să vă compilați programul cu flag-ul de enable preview. Și puteți să testați. Vă încurajez să căutați și voi despre noile feature-uri introduse în Java 17 și Java 21 și vă garantez că Java rămâne un limbaj relevant care va fi strong și în următorii ani pe piață.